Într-o declarație făcută de la Palatul Victoria, premierul Victor Ponta a anunțat că statul va achita pensiile și salariile în luna aprilie, mai devreme de data de 15. Primul ministru a explicat că, având în vedere că vine Paștele, când orice român trebuie să pună ceva pe masă, plata anticipată a pensiilor este extrem de utilă. La nivelul Casei Județene de Pensionanți, zilele acestea urmează a fi stabilite datele în care vor fi virate pensiile pentru fiecare grupă de pensionari. Viitor la plata de drepturilor de pensie înainte de perioada sărbătorilor de Paști. La această dată încă nu avem o situație clară a datelor la care se va face plata acestora. În momentul în care vom avea precizări, vom reveni cu informații atât în presă cât și către beneficiari. Așa cum era de așteptat, pensionarii din județul Neamț au fost încântați când au aflat vestea că își vor primi banii înainte de Paște. De ce? De acum, de să avem și noi de Paște lista. Ce să faci? Sunt bolnavă, am diabet. E bine venită, mai repede. Bine, foarte bine. Dumnezeu să le dea sănătate, ce ne-a spus că sunt ne dea și nouă. Prinde bine, extraordinar, indiferent cât de mulți sau puțini are omul bani, gestul de a da înainte de sărbători este fantastic. Da, asta e. Păi eu o luam pe 12 și acum o să o iau pe 10. Vă ajută cu ceva ca a venit mai repede de sărbători? Bineînțeles că de sărbători trebuie să cumpărăm și noi pentru familie acolo. Și foarte bine.